rog deschideți cartea Evrei, Epistola către Evrei, capitolul 7. Acolo vom poposi pentru scurt timp în această dimineață și vom avea cuvântul de învățătură, de zidire sufletească, pentru a fi încurajați și motivați să stăm la masa Domnului a Domnului, împărtășirea cu trupul și cu sângele Domnului. Spuneam este uimitor cât de repede trece timpul. Deja suntem în luna martie, a treia sărbătoare a cinei anul acesta și pentru început vreau să vă reamintesc cuvintele Mântuitorului când a stat la masă cu ucenicii. Luca, în capitolul 22. Știți ce a spus? Am dorit, am dorit mult să stau la masă cu voi. Era ultima dată. Îmi pun întrebarea câți dintre noi, la începutul acestui an, în rugăciunea și în promisiunile pentru 2014, am pus și lucrul acesta. Doamne, anul acesta nu vreau să lipsesc de la masa ta. Nici o sărbătoare a cinei Domnului nu vreau să se facă în Biserica Emanuel fără mine. Câți dintre noi am pus asta? Nu, nu vă cer să ridicați mâna. Dar este un lucru important, nu-i așa? Câți dintre noi am pus acolo, de exemplu, un text din Evrei? capitolul 10, versetul 25, care zice să ne, 24, 25, să ne, cum spunea fratele Arpi frumos la timpul de rugăciune, să ne rugăm unii pentru alții, să ne încurajăm unii pe alții, să ne susținem unii pe alții, dar pentru asta, spune autorul epistolei, nu trebuie să părăsim adunarea. Sunt unii care au obiceiul ăsta, dar noi să nu fim din aceia. Câți dintre noi ne-am pus această prioritate pentru 2014? Doamne, să nu lipsesc de la casa ta. Să nu lipsesc de la părtășia bisericii și să mă implic în lucrarea de slujire, de, de a încuraja pe frați, de a, de a întări pe frați, de a da o mână de ajutor acolo unde, unde este nevoie. Câți dintre noi n-am pune pe listă. Încă ceva, Domnul Iisus a spus și în Luca 22 și în Matei 26-29, a zis Eu n-am să mai stau cu voi la masă, n-am să mai mănânc din azim aceasta, n-am să mai beau din rodul acesta al viței până, până când îl sărbăm din nou și până îl voi bea nou și îl vom bea nou și până când vom, vom desăvârși și vom împlini sărbătoarea aceasta la alte dimensiuni, în împărăția lui Dumnezeu. Câți dintre noi n-am vrea să punem acolo, da, Doamne, să nu lipsesc de la sărbătoarea aceasta? Să nu lipsesc de la masa aceasta? Ce ziceți, amin? Toți vrem asta. Binecuvântarea lui Melchisedech. Acesta este titlul mesajului, un mesaj scurt, cel puțin așa mi-am propus și așa doresc să fie. În adevăr, citesc versetele 1 la 3, în adevăr, Melchisedec acesta, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului prea înalt, care a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la măcelul împăraților, care l-a binecuvântat, care a primit de la Avram zeciuială din tot, care după însemnătatea numelui său era întâi împărat al neprihănirii, apoi și împărat al salemului, adică împărat al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în viac. Amin. Amin. Autorul Epistolei către Evrei când s-a așezat să scrie, poate că avea la îndemână cel puțin două papirusuri, două surse de carte. Cel puțin două materiale, două surse din care s-a inspirat când a scris acest cuvânt. Este interesant că figura aceasta enigmatică a lui Melchisedec ne duce la începutul istoriei, la începutul vieții în Cartea Genesei, în capitolul 14, undeva în jurul anilor 2000 înainte de Hristos, mari oameni la vremea aceea, așa cum îi consemnează Scriptura, erau Avram, era Iov, și apare acest împărat al Salemului. Aram vine de la război, în Vala Șave, este întâmpinat de doi împărați. Doi împărați în, în antiteză, în contrast. Acest împărat al Salemului, după cei mai mulți, împărat al viitorului Ierusalim, era și preot al Dumnezeului celui preanal, deci îl cunoștea pe Dumnezeu, la fel cum cunoștea pe Dumnezeu și Avram și cum cunoștea pe Dumnezeu și Iov, contemporani în acea generație. Și a venit la Avram și l-a întâmpinat în Valea Șave cu pâine și cu vin. Și l-a binecuvântat. Și a zis, binecuvântat să fie Avram de Domnul Dumnezeul prea înalt, creatorul cerului și al pământului, creatorul universului. Binecuvântat să fie Avram de Dumnezeul prea înalt, care pune pe toți vrășmașii tăi sub picioarele tale, care ți dă în mână, ți dă în stăpânire. Apoi vine Bera, vine împăratul Sodomei și zice vreau să-ți mulțumesc că cu un ultim și maxim efort ai intervenit cu oamenii tăi, cei 318 vitej ai tăi, a intervenit și nesperat pe când ne socoteam niște învinși și lipsiți de averile noastre, ni s-a luat totul, ba, s a luat și prinși de război, nepotul tău a fost luat, lot, și tu, Avram, ai intervenit și vreau să-ți mulțumesc, vreau să apreciez asta, și uh, să-ți dau prada aceasta, de fapt, să o dau ție, la care Avram ce-a spus. Folosește exact material sau exact text din, din, cuvintele lui Melchisedec. Vă rog să fiți foarte atenți la asta. Și zice, ridic mâna și jur pe Domnul Dumnezeul prea înalt, cel atotputernic. Exact cuvintele lui Melchisedec. Adică Avram și-a însușit binecuvântarea, și-a însușit înțelegerea și dimensiunea acestui Dumnezeu al Universului și a zis, nimic pentru mine, nici măcar o ață, nici măcar o curea de încălțăminte, nimic pentru mine. Să nu cumva să zici, eu am îmbogățit pe Avram. Sau să zic că nepotul meu Unchiul s-a făcut bogat cu averea mea, care tocmai mi-am făcut avere în Sodoma, și uite că unchiul meu acum se bucură de averile mele. Știți cum sunt oamenii? Pot să zic că multe. Avram avea ochii deja în altă parte. Pâinea aceea și vinul acela și binecuvântarea aceea pentru Avram a însemnat foarte mult. Și ăsta e un episod la anul 2000 înainte de Hristos. La care Melchisedec dispare, rămâne figură enigmatică, ciudat și, și greu de definit și este un arc de timp până în anul 1000. Nu se mai vorbește de el. În anul 1000, un păstor, un fiu al lui Isai, dăruit cu harul cântării și al compoziției, se așează să scriu un psalm, psalmul 110. Și zice, wow, Duhul Sfânt a venit peste mine și mă face să scriu. Și uite cum mă face să scriu. Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe toți vrășmașii tăi sub picioarele tale. Din Sion tu ți întinzi toiagul, îți schem oștirea. Tineretul vine la tine ca o știre, se înflăcărează poporul. Tineretul vine la tine în haine sfinte, ca roa. Și apoi, imaginea Melchisedec. Tu ești preot în viac, după felul, după rânduiala lui Melchisedech. O mie de ani de tăcere, un arc peste timp, dar mai mult un arc peste preoția aronică, peste preoția levitică, nu se zice nimic de asta, ci acum, prin Duhul Sfânt, David zice, tu ești preot în veac. Și autorul din Evrei zice, mă folosesc de aceste două texte pentru că vreau să spun Bisericii lui Hristos că tipologia aceasta, că preînchipuirea aceasta, că gestul acesta profetic al lui Melchisedec în Cartea Genesei și al lui David, peste o mie de ani, deci acum este alt arc în timp de o mie de ani, suntem în secolul 1 după Hristos, când scrie autorul acesta cartea către evrei și zice Păi ăsta se aseamănă cu Hristos. Ăsta este Hristos. Melchisedec acesta, despre care se vorbește în cartea Genesei, despre care se vorbește în psalmii lui David, psalmul 110, despre care scriu eu aici în epistola pe care o trimit evreilor, și evreii au nevoie să, să înțeleagă profețiile, au nevoie să vadă aceste conexiuni în timp, în istorie. Și n-am altă imagine mai bună decât acest preot, acest împărat. Acest om care vine cu pâine și vine cu, cu rodul viței. Exact ce avem noi aici. Azima și rodul viței. Și zice acesta. Spune, fără tată, fără mamă, probabil că mulți s-au gândit la această figură enigmatică și au zis, hai să vedem genealogia lui, de unde vine? Și au fost imposibil să îl definească în timp, nu, nu ne dăm seama. Nu știm originea lui, nu știm când s-a născut, de, de altfel nu știm nici când a murit. Și atunci... Autorul către Evrei spune: Fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții, dar care a fost asemănat cu Fiul lui Dumnezeu, rămâne preot în viață. Și acesta este Domnul nostru, Isus Hristos. Preotul nostru, Împăratul nostru, jertfa noastră. Și autorul către Evrei, tocmai asta face. Trimite în timp și face arcul acesta în timp ca să arate că, stai puțin, binecuvântarea nu vine prin Moise, nu vine prin Aron, nu vine prin preoția levitică, nu vine prin jerfele Vechiului Testament, este o altă jerfă. Și profetic, Melchisedec a arătat asta, și profetic, David a vorbit despre asta, și profetic, eu vă scriu acum despre asta, zice el în epistola către evrei. Deci iată cât de semnificativ, cât de important este lucrul acesta. Trei lucruri vom spune despre acest mare preot, care este și mare jertfă și care este și mare preot și care este și mare împărat. Primul lucru care îl putem spune despre el este că acest mare preot ne-a izbăvit de plata păcatului ne-a de plata păcatului. Această mare jertfă, acest mare preot, Iisus Hristos, a șters păcatul nostru. Iată ce spune în Evrei 7, 15 la 17. Lucrul acesta se face și mai luminos când vedem ridicându-se, după asemănarea lui Melchisedech, un alt preot pus nu prin legea unei porunci pământești, ci prin puterea unei vieți nepeditoare, fiindcă iată ce se mărturisește despre el, tu ești preot în viac după rânduiala lui Melchisedech. Evrei 9 cu 26. Pe când acum, la sfârșitul viacurilor, Hristos s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Sfântul Pavel vine cu un text celebru în Coloseni 2, 13, 14 și ne spune așa, pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească, ne în împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile, a șters zapisul cu poruncile Lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și ne-a nimicit pironindu-L pe cruce, pe Iisus Hristos, pironindu-L pe cruce. Și cu el zapisul acesta, lista aceasta cu păcatele noastre, le-a șters, Marele preot Melchisedec a venit cu pâine și vin, a venit cu trupul lui, cu sângele lui, să șteargă păcatul nostru, să ne izbăvească de plata păcatului. Al doilea lucru, marele preot și marea jertfă ne izbăvește de puterea păcatului, nu doar de plata păcatului, ci ne izbăvește de puterea păcatului. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. 1 Timotei, Sfântul Pavel din nou, Capitolul 1, Versetele uh, capitolul 2 versetul 5, el este un Dumnezeu, este un Dumnezeu și, și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Isus Hristos. Evrei 4, versetele 14 la 16. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat, care a străbătut cerurile pe Isus Fiului Dumnezeu, să rămânem tari în mărturisirea noastră, căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Suntem ajutați la vreme de nevoie. Și apoi tot autorul din Evrei zice în 7 cu 25, de aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Deci îl avem la dreapta lui Dumnezeu, cum l-a văzut David în psalmul 110. Știți de ce stă acolo? Pentru tine și pentru mine. Pentru noi. Și în ziua asta, tu vii înaintea lui nu în meritele tale, nu prin neprihănirea ta, nu prin eforturile tale proprii, ci vii înaintea lui și te atingi de trupul lui și de sângele lui, pentru că el stă în picioare și spune, Tată, primește-i. Tată, iartă-i, că ce-am șters sapisul, Tată, mă rog să capete putere asupra păcatului. Nu doar să izbăvesc de plata păcatului, ci să izbăvesc de puterea păcatului. Că ei sunt încă în lume și se războiesc cu, cu poftele, se războiesc cu ispitele, se războiesc cu duhurile, se războiesc cu diavolul, se războiesc cu lumea asta fără Dumnezeu. Au nevoie de putere, Tată! Mișlocesc pururea pentru ei! Te rog, primește -i. Asta face pururea, ne izbăvește de puterea păcatului. Nu doar ne izbăvește de plata păcatului, ci ne izbăvește de puterea păcatului. Și al treilea lucru și ultimul, marele preot și marea jertfă, Iisus Hristos, deh al nostru, ne izbăvește și ne va izbăvi de prezența păcatului. De prezența păcatului. Nu doar de plata păcatului, nu doar de puterea păcatului la timpul prezent, ci curățește toate lucrurile și pregătește toate lucrurile noi ca să ne ducă într-un loc unde nici măcar nu vom mai fi în prezența păcatului, ci vom fi în prezența lui Dumnezeu, vom fi în prezența lui. Evrei 9, 23 la 24, iată cât de clar vorbește acest autor despre uh, componenta aceasta la fel de, de importantă și fundamentală dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățate, vedeți? E foarte interesant cum, cum prezinte el tabloul uh, holistic, uh, integralist, nu numai că a trebuit uh, ștearsă fără de legea noastră, nu numai că a trebuit curățat zapisul acesta și, și anulat, ci spune, uh, toate lucrurile trebuiau făcute noi. Așa că, deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățate în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățate cu jerfe mai bune decât acestea, adică decât cele levitice, aronice, căci Hristos n-a intrat într-un loc de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. De altfel, în cer exista această listă acest zapis și el s-a dus în cer și a anulat lista aceasta, a distrus lista aceasta, a făcut stropirea, a făcut curățirea tuturor lucrurilor, iar păcatele noastre au fost aruncate în domeniul lui Azazel. Evrei nouă 11 la 14, dar Hristos a venit ca mare preot a bunurilor viitoare, a trecut prin cortul acela mai mare și desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta și a intrat odată pentru totdeauna în locul prea sfânt nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său, după ce a căpătat o răscumpărare veșnică, căci după cum sângele țapilor uh, sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a dus pe sine însuși, jerfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăța cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți lui Dumnezeu, să, să slujiți Dumnezeului celui viu. Și Petru ne ajută cu un text iarăși, în 2, Petru 3, 11 la 13. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor trozni și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Dar noi! După făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Adică un loc în care nu mai este păcat, un loc în care diavolul nu are acces, un loc în care moartea nu are acces, un loc în care frica nu are acces, un loc în care nu se mai plânge sau dacă merge acolo cu lacrimi în ochi, el își șterge lacrima. Ești în împărăția lui Dumnezeu. Ești într-un loc unde nu mai ești în prezența păcatului. Te izbăvește pur și simplu de prezența păcatului. Te izbăvește de plata păcatului, te izbăvește de puterea păcatului, te izbăvește de și ne va izbăvi de prezența păcatului. De aceea, cine se împărtășește cu trupul și sângele Domnului, primește această putere. Primește această binecuvântare a lui Melchisedec. Primește acest har. Primește acest ajutor. Să ne apropiem cu încredere, să ne apropiem cu bucurie, să ne apropiem cu toată inima. Să spunem, Doamne, nu numai să ne curățești, te rugăm curățește-ne, dar dă ne puterea să nu mai păcătuim, dă ne puterea să învingem păcatul și dă ne puterea să ne pregătim cu o viață sfântă și evlavioasă pentru ziua când ne duci acolo unde domnește numai neprihănirea, unde nu va fi păcat, unde nu va fi moarte, unde nu va fi frică.